Hei, bună dimineața! Astăzi vă vorbesc despre, nici nu știu despre ce, vreau să vă întreb cum stați voi cu economiile. E o întrebare pe care vreau să vă o pun. Sper să se audă bine, da? Pentru că ieri am avut un curs cu liceeni de clasa 11-a, chiar două clase, a 11-a C și a 11-a B, copii foarte tari de la un colegiu tehnic din București, unii fotbaliști și unii viitori lucrători în turism. Și sigur că am avut ca sarcină să le predau câte ceva despre asigurări, despre pensii, despre piața de capital și am discutat puțin și despre bani. Eu sunt mare maestru în cursurile de educație financiară. Bună dimineața, Sorine, spune-mi dacă se aude. N-am partea asta de cască și fac de undeva dintr-o zonă tot din parc, doar că cumva o zonă acoperită, deci vedeți, e parc și aici, ca să nu mă ude că plouă, da. Și am ținut cursul cu copii și trebuia să le explic la un moment dat partea asta de ce înseamnă riscul și careva dintre voi, prietenii mei, Dorele, se aude bine, extraordinar. Și fac și din picioare, pentru că, după cum știți, am chestia asta, cum se numește, tripodul, fac și din picioare. Și hai să le explic copilor acum despre risc. În sfârșit, faza tare a fost când am ajuns la acțiuni, că dacă cu depozitele și cu titlurile de stat m-am descurcat, acum explică-le copilor cum e cu acțiunile. Și la un moment dat, la clasă de fotbaliști, îmi vine o idee și întreb, credeți că există vreo echipă listată la bursă? Și copiii, bineînțeles, au zis că nu, zic copii, dar sunt oameni mari, adolescenți la 17 ani, nu vă puteți imagina ce preocupări au. Preocupările noastre ale oamenilor mari. Și i-am întrebat, bineînțeles că ei au zis că nu și atunci le-am spus de Manchester United, care este sigur o echipă de fotbal listată la bursă. Au fost foarte surprinși. Bineînțeles că a trebuit să răspund la întrebări, care este fotbalistul meu preferat de la nivel mondial și am oscilat între Messi și Ronaldo, ca să mă împac cu toată lumea, dar sigur că mie îmi place mai mult de Ronaldo. Bună dimineața, mulțumesc Nicoleta, mulțumesc. A trebuit să spun cu ce echipă țin și am zis că țin cu Steaua, dar sigur că nu mai am așa multe elemente. Mulțumesc Iulian, mulțumesc despre Steaua, da, în sfârșit, a trebuit să spun care este fotbalistul tuturor timpurilor din România și aici eu l-am ales pe Hagi, dar ei mi-au spus că se pare că și Dobrin a fost foarte bun. Ok, e clar că aveți nevoie de cultură fotbalistică dacă vreți să predați la un liceu sportiv. Și la un moment dat zic, hai să le explic cu riscul, frate, că asta e o treabă foarte importantă când vine vorba de investiții și de asigurări în general, că asta predăm. Și mi-a venit o idee extraordinară și zic așa, copii, băieți, copii, dragilor, nu le-am zis copii ca să nu-i zicilesc, spuneți-vă rog dacă o persoană când merge la păcănele merge cu gândul să piardă sau să câștige. Și bineînțeles că toată lumea a zis să câștige. Ok, zic bravo. Credeți că păcănele din punctul ăsta de vedere ar putea fi o investiție? Adică, nu știu, te duci cu 10 lei la păcănele și te aștepți să câștigi 100 de lei. Da, ar putea fi o investiție. Bravo. Cât de mare e riscul la păcănele? Foarte mare, că cei mai mulți pierd. Bravo. Deci, vedeți, investiția la păcănele, până la urmă, e investiție foarte riscantă. Bun, acum un alt exemplu, zic ca să vedem dacă putem reduce riscul investiției. Bună dimineața, Cristi, bună dimineața. Le-am zis de poker. Zic, ok, hai să ne gândim acum. Cu pokerul cum e? Domnule, riscant cu pokerul. Bravo, perfect, cu pokerul e riscant. Hai să vedem de unde vine riscul. Păi vine riscul din faptul că poți să primești niște cărți proaste, bravo, dar hai să vedem dacă tu totuși te pricepi la poker și te pregătești, apropo de expertiză, că la păcănele n-ai ce să faci, e cum îți dă calculatorul. Bună dimineața, bună dimineața, Edi. Pe când la poker, poți să ai expertiză, să te pregătești, să înveți să joci poker. Când mizezi, când stai pe margine, da, și îți păstrezi bănuții și așa mai departe. Și ei au înțeles că, de fapt, pokerul ca joc față de păcănele e mai puțin riscant și șansele să-ți scoți investiția cresc. Bună dimineața, bună dimineața. Vorbesc despre risc, ca să știți. Ok. Sunt din nou în parc, am venit pe jos ca să slăbesc, adică să am o greutate optimă, să pot să am energie vitală, ca să pot să fiu bun la cursurile mele și așa mai departe. Și ieri n-am făcut treaba asta și mi-a părut rău și astăzi am lăsat de o mașină undeva, așa la 100 de metri, dar puțin. Astăzi cu tot frigul, cu toată ploaia, am venit din nou în parc și am zis să fac și o transmisiune mică sub impresia evenimentelor de ieri. Ok.
Deci păcănele foarte riscant, pokerul deja ai expertiză și apoi ușor, ușor ne-am dus spre acțiuni, le-am explicat eu că o acțiune arată că deții o parte din compania aia, că emiterea de acțiuni, sigur, până la urmă e o formă de finanțare pentru companiile respective și am început să ne gândim, ok, oamenii care conduc companiile respective și le-am dat exemplu, le-am dat Banca Transilvania, că știau BCR-ul, le știau pe astea. Bună dimineața, bună dimineața, Marilena, ieri am predat unor copii de clasa 11, i-am mai predat și anul trecut și am avut și proiectul ăla cu copilași și mici, deci na, am o anumită experiență. Și am zis, ok, oamenii care conduc business-ul, afacerea, da, dacă ai un restaurant, ai tot interesul să-l faci profitabil. Da, 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 deci și dacă te și pricepi și ai mai făcut restaurante profitabile, oamenii vin și se uită, dom'le, cine conduce restaurantul ăsta profitabil? Cine conduce banca asta? Ok, cum a evoluat banca asta? Merită sau nu să cumpărăm acțiuni la banca asta? Da, și dintr-o dată copiii au înțeles că e pe lângă să spunem, alte instrumente în care să-ți investești banii, până la urmă partea aceasta de acțiuni nu este chiar așa de riscantă cum zice lumea. Și au înțeles că, de fapt, expertiza e foarte, foarte importantă. Da? Și am reușit să le explic și cu titlurile de stat, sigur, și cu depozitele. Ei aveau deja o percepție foarte bună despre depozite și ziceau, da, domnul, da, știți că la depozit pui banii și te trezești că la sfârșit de ei mai puțin, că îți iau comisioane și ei se devalorizează, mi-a căzut fața. Deci tinerii nu sunt chiar așa cu parașuta, cu pluta. Deci au și ei o anumită educație financiară, pentru că sigur au profesori de economie în liceele lor care le explică. Bravo profilor de economie din liceele respective. Și ok, am zis, ok, bine, dar nu o să-ți ții banii în casă, pentru că dacă îi ții în casă, se împut. Și am făcut socoteala aia cu unor, cât e dacă ții banii în casă, dacă n-ai dobândă deloc, ok, și dădea 1, deci rămâneai cu banii aia plus împuțiți din perspectiva devalorizării și am făcut după aceea schema cu unor 1,05, de nu știu câte ori, da, și și-au dat seama că dacă ar investi bani cu un randament de 5% pe an, ar putea să facă niște lucruri. Băi, frate, nu puteam să imaginam, fete erau care întrebau, domnul, dar unde să investim banii ăștia? Deci erau atât de interesați de partea asta, ceva fantastic. E, și am început eu să le spun așa, cam unde ar putea să investească banii ăștia, să-și asume, sigur că investițiile trebuie să fie pe termen lung și așa a început să le placă treaba foarte mult. Deci asta cu păcănelele vă spun trainerilor, bă frate, găsiți exemple din viața lor. Sigur, la sfârșit am întrebat, cu ce ați rămas? Și unul mi-a zis să mergem să jucăm la păcănele. Mi-a căzut față, zic, auleu, Dorel, ce Dumnezeu faci? Că nu ăsta e rolul tău. Da, sigur, erau miștocari, foarte mult pe glumă. Nu e ușor spre de adolescenților, e chiar solicitant așa, pentru că adulții sunt politicoși, sunt disciplinați, au metodele lor de a te face să crezi că te respectă. Pe când tinerii, dacă nu-i captezi, ești terminat. Cu zilele trecute, dacă vă amintiți, v-am făcut și o emisiune legată de partea asta, de bani, de timp, de expertiză. Și le-am explicat și lor, pentru că erau marcați de faptul că salariile din România sunt foarte mici. Ei fac deja practică, cel puțin cei de la turism, și au experiența asta, se duc prin hoteluri și lucrează și acolo află ce salarii au oamenii. Și oamenii au acolo salarii de 1.500-2.000 de lei maxim. Și sunt cumva dezamăgiți și zic, domnul, dar cu 2.000 de lei, cu 1.500 de lei, nici nu te poți descurca în București, să trăiești, să ai chirie și așa mai departe. Și, într-adevăr, le-am zis, așa este copii, dar haideți să vedem ce facem cu meseria respectivă. Și le-am zis că o meserie poate fi practicată din punct de vedere financiar la niveluri diferite. Și le-am dat exemplul ăsta, că ok, termin liceul, poți fi recepționer, o să ai un salariu. Dacă faci facultate de turism, s-ar putea să devii manager, apropo de a pune școala în valoare. Și atunci, sigur, salariul tău va fi mai mare. Și de asemenea, dacă cumva, nu știu, Dumnezeu te ajută, ești harnic, pui bani deoparte, investești, s-ar putea într-o zi să poți să iei hotelul tău. Și atunci, dintr-o dată, vorbim de alți bani. Deci, iată o meserie practicată, de fapt, la niveluri diferite din punct de vedere financiar, în funcție de valoarea pe care o dai acelei companii. Și le-am explicat și lor cu timp plus expertiză, vine plata, nu? Nu numai timpul pe care tu-l aloci acolo 8 ore, da. Și dincolo de demnitatea muncii, că am zis, domnule, orice muncă e demnă, dacă ți-aduce venituri și e cinstită, le-am spus că dacă ne apucăm acum cei 6, 7, 10, 12 inși care rămăsesem în clasă, ca după prima pauză la cei cărora nu le-a plăcut, le-am dat drumul. Și am zis, bă, copii, voi sunteți sportivi, dacă nu simțiți că vă ajută, mai bine după pauză mergeți și faceți un fotbal. Și au fost foarte încântați cei care au plecat și foarte încântați cei care au rămas, pentru că cei care au rămas au putut să fie atenți. Apropo de învățământul acesta obligatoriu, care, după părerea mea, ar trebui să aibă, nu știu, 5-6 secțiuni
pe care copilul să le facă obligatoriu pentru meseria lui și restul până la 10-12 materii, dacă le face bine, dacă nu, știți, să fie facultative, ca să le facă doar copiii care într-adevăr sunt interesați și care se pot concentra. A, apropo de treaba asta, nu știu dacă se uită prietenul meu Dan Irimia, nu știu dacă se trezește așa de vreme, că el e liber, e freelancer din ăsta și freelancerii se trezesc mai târziu, dar ce mi s-a mai întâmplat cu copila și foarte interesant, a fost că, na, la final, unii dintre ei mi-au zis, domnul, ce mișto ne predați, poate veniți într-o zi să vorbim despre fete, cum să le agățăm sau cum să nu ne stresăm prea tare când avem un meci important, că unii dintre ei îmi spuneau că la un meci important cu presiune foarte mare ajung să se blocheze și nu mai joacă nimic. Foarte interesant. Deci, apropo de faptul ăsta, erau interesați și de zona asta de, să spunem, cum se zice asta, cu emoțiile, autocontrolul și așa mai departe. Și ok, le-am zis aici, trebuie să chemăm pe cineva specializat, pentru că, sigur, e un subiect foarte important pentru voi. Și na, ei mi-au făcut complimente, chiar am avut experiență și cu diriga clasei de a doua, celei de a doua clase, că i-am dus niște pliante, i-am lăsat acolo diplomele pentru copii și femeia era așa, zice, vai, ce mă bucur, domnule Cătușcă, așa de mult le-a plăcut copiilor. Au zis, doamnă, dacă mai avea și noi profesori de genul ăsta, ce bine ar fi. E, și aici vreau să fac referire la Dan Irimia, care, na, din păcate acum nu se uită, dar Dan Irimia e un trainer foarte, foarte bun. Na, suntem și colegi așa de branșă și cred că și concurenți, da, sigur putem fi și amici, de aia fac propagandă că e un trainer foarte bun. El, eu tot am văzut la un moment dat că el postează niște acțiuni din astea pe Facebook cu profesorii. Omul e nebun, nu știu de ce face treaba asta, că e gratis, bineînțeles, ceea ce face, și se duce în anumite licee și școli și învață pe profesori cum să predea. Nu că profesorii nu știu pedagogie, profesorii știu mai multă pedagogie decât noi trainerii, însă noi trainerii suntem axați și pe starea copiilor, pe starea cursanților. Ne interesează foarte mult ca oamenii care sunt în sală să se simte bine, să fie așa ca un show, ok? Ca profesor nu-ți mai arde de show zi de zi cu copii nebuni, unii sunt indisciplinați, că le-am zis și zis copiilor ăstora, le-am zis, fraților, și voi puneți pe profesori în postură foarte proastă, că sunteți obraznici și tot timpul pe bășcălie, în loc să fiți atenți și să-i susțineți, pentru că, na, la un dat se satură și ei și sunt preocupați mai tare de disciplină decât să vă predea materia pe care trebuie să vă predea. Că e greu de lucrat cu liceii, eu m-am convins, nu e prima dată când fac treaba asta, da? La celălalt proiect, anul trecut, am avut 5 profesoare în clasă, vă dați seama, 5 profesoare care au venit acolo să mă ajute. Bine, n-a fost cazul, că tot așa i-am cucerit pe copii cu întrebări, cu șmecheriile mele. Dacă idee, de data asta n-am avut pe nimeni, m-a descurcat singur cu ei, ca idee, copiii sunt obrăznicuți și sunt greu de ținut în frâu. Și vreau să accentuez treaba asta. Ok, mersi Marilena, mersi Marilena, e fana mea, Marilena e fana mea, mulțumesc frumos, ea lucrează cu copiii, da. Și vreau să accentuez proiectul ăsta lui Dan Irimia, pentru că într-adevăr omul e curajos, e bun, ca mulți oameni care, sigur, fac voluntariat, și eu fac voluntariat în proiectul ăsta, da, și sigur copiii am dat, mă întrebau, domnul, cu cât sunteți plătiți pentru treaba asta? Și i-am zis, uite, e gratis, voluntariat. Și zice, nu se poate, cum adică, domnul, să munciți gratis? Noastră ne învăța să muncim pe bani mulți și noastră munciți gratis. Corect, punctat, tușe, cum se zice în limba română. Și le-am explicat atunci că sunt și alte forme de plată și că, din punctul meu de vedere, cea mai grozavă formă de plată este efectiv cum te simți făcând acea activitate, activitatea în sine și stările emoționale pe care ți le aduce activitatea în sine. Și le-am spus, cea mai grozavă plată pentru mine este asta, că vă văd pe voi interesați și preocupați și atenți și văd că am impact, că lucrurile acestea vă ajută. Și asta e o plată extraordinară pentru mine, pentru că banii mi-au eu din altă parte. Și știau și ei asta, nu era ceva deosebit, na? Era evident că și ei se bucură de activitățile care le plac. Și la un moment dat am zis, ok, fraților, uite care-i treaba, dacă vreți să plătiți pentru cursul ăsta, da, vrem să plătim, domnul. Bine, zic, atunci ce puteți face? Cereți-mi prietenia pe Facebook. Și m-am trezit cu încă 10-15 prieteni adolescenți de 17 ani și unii dintre ei m-au întrebat, domnul, YouTube aveți? Bă, și mi-a venit atunci o idee extraordinară, că eu le recomandam cărți. Bă, da, tâmpiți sunt, le recomandam cărți. Dacă vă puteți imagina, am început să le recomand cărți, cum fac cu colegii pe care îi înstresc așa de vârsta mea sau pe aici, prin zonă. Oamenii ăștia încă mai citesc, copiii, vă dați seama că sunt pe telefoane. Și atunci mi-a venit o idee minată și am zis, vă place YouTube? Da, domnul, ne place YouTube.
Bine, hai să vedem atunci, așa am aflat și de Nane, dacă nu știți de Nane, Nane e un cântăreț contemporan cu ei, Nane, căutați-l pe Nane, da? Am zis, bă, băieți, nu sunt manele, nu sunt manele, le-am pus și pe Nane, eu m-am dus cu B.U.G. Mafia, că am crezut că îi dau pe spate, că eu ascult B.U.G. Mafia, dar ei erau mult mai tari, mult mai actualizați și l-am pus și pe Nane ăsta. În sfârșit, mi s-a părut mai tare B.U.G. Mafia, dar întotdeauna este așa. Și revenind la partea asta cu copilașii, așa, mi-a venit ideea să le recomand canale de YouTube a unor tipi tari pe care vi le recomand și vouă, sigur, pe Onețiu, care e cel mai tare și să fie la Imperiul Leilor, pe Loran Soares, care o să aibă emisiune la Europa FM, pe, stați puțin, pe cine, pe tipul ăsta de care sunt eu îndrăgostit, Marius Ghenea, că le-am zis și de carte, dar până la urmă le-am zis și de filmele cu Marius Ghenea și le-am mai zis de câțiva, da? Ca să asculte YouTube și le-am spus așa, copii, cât stați voi pe Facebook-ul? Păi stăm 6-7 ore. O, zic, stați câți mine? Dacă și eu sunt dependent de Facebook-ul, e evident că sunt dependent și zic, ați putea să luați, nu știu, 10 minute să stați pe YouTube să ascultați niște filme ca lumea și după aceea să continuați? Da, am putea. Și să vedeți că eu zic, bă, dar voi n-aveți hârtie să vă notați? Ce vă spun? Că le dădeam indicații. Uitați-vă la asta. Și a zis, domnul, noi notăm în telefon. Sigur că dacă ei notau în telefon, eu era să-i cer de acum că n-aveau hârtie să-și noteze mari autori de dezvoltare personală și de business și ei de fapt aveau hârtie și aveau telefonul și în sfârșit și-au notat oamenii în telefon și a fost foarte tare. Ce mi s-a întâmplat, bine, e un tip, nu-i zic numele, că nu vreau să, dacă n-am acordului, nu pot să-i zic numele, un băiat foarte isteț așa și preocupat și era, ce să vezi, mă întâlnesc el la profi, se ducea la sală, avea mușchi, încă din clasă l-am văzut că e mușchilos așa și arăta foarte bine, da, și am mai vorbit cu el și el foarte preocupat, tot așa să-și facă un rost în viață și îmi spunea că părinții lui nu au așa o situație foarte materială foarte bună și că el vrea să facă o diferență în viața lui. Băi, nu mi-a venit să cred. Am fost atât de plăcut impresionat, ne-am povestit și soției mele seara despre ei. Ok, asta a fost o experiență, da, foarte bună. Foarte încântat că am stat cu tinerii. Mai am încă o dată pe 20 februarie, sau nu, pe 13 februarie mai am o tură cu alte două clase. Dar seara mi s-a mai întâmplat un lucru extraordinar și cu asta, apropo tot de tânăra generație, am avut examen la facultate. Bine, eu sunt examinatorul și pe partea asta de training oamenii vin și îmi prezintă ceva acolo. În urmă asta e și am avut o trupă de trei tineri, două fete și un băiat, așa, pe la vârsta de 24 de ani, care lucrează la niște firme de recrutare adevărate. Unii într-o corporație și unii într-o agenție mai micuță sau ceva de genul, știți? Băi, le-am și zis la final, în camera ta, mersi de cursul de recrutare pe care l-am făcut și mi-am dat seama ce tare sunt eu ca prof, având modelul ăsta de examinare, pentru că na, ei trebuie să-mi facă o prezentare, ori un model de afaceri, că eu pun foarte mare accent pe dezvoltarea antreprenorială, ori un training despre ceva, o temă acolo, în sfârșit. Și ei și-au ales, pentru că erau mari specialiști în recrutare, mari specialiști în recrutare, da? De recrutare de tip, recrutare de volum, mass hiring îi zice, cred că în engleză. Deci recrutare de volum, adică când recrutează pot să recruteze și să ocupe și 100 de posturi. Deci vă dați seama, acolo e muncă, nu-i ușor, nu-i simplu. Da? Și le-am spus, bă, fraților, voi aveți o expertiză extraordinară, ce mișto ar fi, bine, n-am folosit chiar cuvintele astea cu mișto, deși mai vorbesc așa și în facultate, ce mișto ar fi să vă gândiți să faceți un curs de recrutare exact așa cum l-ați zis voi aici, eu l-aș cumpăra, dar să l-adaptați, uite, de exemplu, pentru un domeniu, o piață unde recrutează manageri, oameni care n-au expertiză în recrutare, dar pe care informațiile le-ar ajuta foarte mult. Și n-am spus de partea asta cu asigurările. Și iar mi-am dat seama, băi frate, deci dincolo de beneficiile materiale, pentru că e evident că la facultate, la plata cu ora băneții, nu sunt așa de mulți, da? Comparativ cu activitatea de trainer, unde na, poți să faci 10, 20, 30 de mii de euro pe, nu știu dacă pe lună, dar na, pe an posibil, pe an să poți să faci banii ăștia, 10, 20 de mii de euro pe an, da? Le-am zis, păi frate, deci ce avantaj am eu extraordinar, acela, odată de a intra în contact cu această generație, pentru că altfel tu nu prea ai cum să intri în contact cu această generație, că ești înconjurat de oameni de vârsta ta, rar ai ocazia să discuți cu oameni de vârsta asta și practic cumva te actualizezi, rămâi actualizat, nu rămâi blocat în lumea ta, în generația ta și de asemenea de a învăța o grămadă de lucruri pe care eu ulterior vă dau cuvântul meu de onoare, le pot folosi în cursurile mele, deci le pot efectiv folosi în cursurile mele, pentru că studenții, dacă ești atent, te învață, da. Și încă o dată am fost impresionat, copii deștepți, ce să vă spun,
La 24 de ani ziceai că au 30, 40 de ani și că au experiență de 10 ani în domeniul lor. Deci din aceștia care prind hiper repede, care și intră în rol și joacă rolul la nivel înalt, chiar dacă sunt micuți la prima vedere. Și am și discutat așa aspecte pe lângă și să știți că treaba asta cu discriminarea bazate pe vârstă, se pare că funcționează în recrutare, mai ales atunci când vrei să schimbi domeniul. Adică dacă, nu știu, să zicem, ești IT-ist și vrei să te faci, nu știu, trainer, să spunem, sau ești trainer și vrei să te faci manager, sau, nu știu, lucrezi în sistemul de stat și vrei să treci în sistemul de corporatist, să zicem, da? Dacă ai o vârstă, și eu am fost șocat, deci de la 35-40 de ani încolo se ia în considerare deja, se consideră că te poți adapta foarte greu la mediul nou și că, de fapt, nu că n-ai putea să înveți, dar te adaptezi mai greu din perspectivă culturală, să spunem așa, a mediului, și atunci oamenii evită ca nu cumva un om care pare foarte bun și calificat după 4-5 luni să nu reziste în mediul respectiv, care e un mediu competitiv, mediu corporatist, da, și să renunțe. Și apropo de chestia asta, să tragem puțin pe turta noastră, că nu știu, poate să uite și oameni din asigurări, e evident că noi nu facem discriminare de vârstă, dar eram și noi tâmpiți la un moment dat și spuneam, bă, să nu luăm din ăștia mici, că nu o să stea mult. Și așa e, micuții nu stau mult, vin să-și facă un bănuț pentru o perioadă, dar sigur, dintre ei reușim să reținem, să-i captivăm și să-i reținem pe termen lung, și la 30 de ani sunt oameni care fac, nu știu, 5.000, 10.000 de euro pe lună din asigurări, dacă încep la 20 de ani. Vorbesc din vânzare, nu din training, că din training, noi din training suntem așa, mai muritori de foame, dar na, ne menținem grași când avem încă mult și rezistăm când n-avem. Cam asta e strategia, de aia eu sunt grăsuț așa, dar ideea de bază că la noi nu există discriminare de vârstă, adică oameni care, nu știu, până la 50 ceva de ani au lucrat, nu știu, într-o meserie, dau un exemplu așa, ofițeri și au ieșit la pensie, dar la 50 de ani noi îi primim cu drag. Și chiar sunt destui militari care și-au construit un rost nou și sunt foarte fericiți și, nu știu, au 65, poate se apropie de 70 de ani și au un job foarte bun în domeniul asigurărilor, au afacere bună, poate fac, nu știu, 100-200 de mii de lei pe an în plus față de pensia pe care o au. Și sigur sunt din perspectivă socială foarte bine, știți că munca l-a creat pe om, dar nici lenea nu-l omoară, însă munca îl menține în formă și au și aceste beneficii, partea de socializare, partea de recunoaștere, că în general sunt lideri în afacerile în care lucrează, și iată câteva elemente care, să spunem așa, aduc încă o dată valoare domeniului asigurărilor, unde discriminarea de gen, sex, bine, sex, nu știu, s-ar putea să fie și sex, da? Dar nu o pune lumea la suprafață. Nu mai vorbim de rasă, că nimeni nu se uită la tine că ești mai brunețel sau că ești mai gălbior. Bine, tu poți să fii gălbior de la ficat, că ai mâncat și ai băut o seară înainte, dar nu se uită nimeni la culoarea pielii tale când vine vorba de asigurări. Trebuie să fii harnic, să fii un om cu viziune, să-ți dorești să îi ajuți pe ceilalți, apropo de risc, să-i înveți că riscul poate fi transferat, apropo de asigurări, da? Și de asemenea, în produsele de asigurare de viață te poți trezi și cu o grămadă de bonus la momentul pensionării, ba mai mult decât atât, poți să-ți asumi, poți să îți iei și riscul ăsta de pe umeri cu discriminarea, că la 50 de ani, nu știu dacă ai început de la 18-19 ani să pui niște bănuți, dacă vrei poți să ieși la pensie, că o să ai bani în cont, o grămadă de bani de la produsele cu componente investițională, și dacă vrei mai muncești, dacă nu spui problema, aoleu, eu nu mă ia la cam 50 de ani. Da? Și iată câteva elemente pe care, dacă vreți, le-am învățat ieri de la contactul cu tinerii. Și știți care e treaba? Că noi toți avem copii, adică o parte dintre noi avem copii și avem așa de 17, 18, 19, 20, 21, bine, unii avem mai micuți de 2-3 ani, că avem și vârstă mai mică și ne-am apucat mai, facem copii la vârsta potrivită, unii dintre noi, da, să zicem, alții așteaptă și mai fac și la 50 de ani, dacă au noroc, da, și noi ca părinți ne preocupăm foarte puțin de educația copiilor, pentru că suntem mai degrabă normativ, nu putem să discutăm cu ei așa ca și cum am fi egali, așa e părintele, normativ, ce trebuie să faci, cum trebuie să faci, ce e bine și așa mai departe, da, și nu știu, poate ar fi mișto să facem un club al părinților educatori, să spunem așa, care educă alți copii, și să facem ce facem Dani Rimia, nu știu, să-i ajutăm și pe profesorii din școli, cei care suntem în stare să facem treaba asta. Eu nu mă încadrez aici, da? Nu știu dacă aș putea să lucrez cu profesori, să-i văd să predea, că n-am niciun stil pedagogic, vorba soției mele. Ca astfel încât cursurile pentru copii, orele pentru copii, că știți ce le-a plăcut lor? Interactivitatea și sinceritatea cu care am discutat cu ei. Interactivitatea, le-a plăcut interactivitatea la maxim,
Cred că au fost fascinați de faptul că am putut să le dau exemple din viața lor reală. Le-am zis, frate, fii atent cu telefonul. Astea sunt schemele pe care vă dau trainerilor. Dacă aveți cumva de făcut un curs cu liceu la un program de voluntariat, de spus de ASF, cum este ăsta, foarte tare programul, bravo ASF, bravo ASF. Da, deci ASF nu e numai regulator. Să spunem, verifică și regulează pe cei care lucrează în piața asigurărilor. ASF, după cum vedeți, este și o instituție care se preocupă de educația copiilor în școli și licee. Face asta de câțiva ani și eu știu mulți voluntari în proiectul ăsta și îi felicit și le dau schema asta cu telefoanele. Copiii au telefoane și eu le-am zis, bă, copii, aveți telefoanele la voi? Da. Aveți net? Da. Băi, ia, fiți atenți că eu în timpul cursului, ca să vă puteți voi uita pe aplicații, pe Insta și pe Facebook și pe TikTok, pe ce vă mai uitați, la filme, dacă vreți, în timpul orelor, da, să vă jucați pe telefon, eu o să vă pun întrebări și voi va trebui să căutați răspunsul pe telefon. Și atunci ăla care e serios și conștiincios caută răspunsul pe telefon și ăla care vrea să se relaxeze în ora asta, că tot e obligat să vină aici, să poate juca pe telefon. Au fost fascinați copii, că le puneam întrebări și ziceam, care e speranța medie de viață? V-am zis și vouă cu emisiunea încolo. Și unii ziceau, 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani. Culmea că erau copii care știau. Deci, fraților, erau copii care știau care e speranța medie de viață. Deci aveau această informație și se uitau repede și îmi spuneau. Ceilalți să jucau pe Insta. Da, după care, nu știu, i-am mai întrebat, care e pragul minim de sărăcie la nivel mondial? Să uitau, care e salariul minim pe economie în România? Care e salariul mediu? Nu știau, știau așa niște chestii destul de variate. Care e pensia? Da, și au fost foarte încântați că am fost pe față și le-am zis, fraților, eu când sunt în bancă și mi-e vine să mă uit la telefon, că mai particip și eu ca și cursant și dacă trainerul e plictisitor și nu mă interesează ce-mi predă, mă mai uit și eu la telefon, care e problema? Deci, genul ăsta de sinceritate, de o să ziceți, bine mă Dorele, dar de ce să nu fie disciplină? Frățioare, eu sunt concentrat pe cei care vor în clasă, nu vreau să-i oblig pe cei care nu vor. Când o să înțelegem că în România trebuie să îi lăsăm pe oameni să-și aleagă, chiar la 17 ani, la 18 ani, la 17 ani, să-și aleagă ce bagă în cap, ce bagă în cap. Dacă nu se potrivesc pentru treaba aia, să ducă frate în altă parte, să le dăm minim acolo cât au nevoie ca să își facă jobul pe care îl doresc și să ne concentrăm pe cei care doresc. În sfârșit, asta pentru cei care să mă certe că i-am lăsat să se joace pe telefon în timpul orei mele. Și la un moment dat, nu mai știu, i-am întrebat, fața tare a fost așa, i-am întrebat cât costă o asigurare de locuință și cu asta închid că trebuie să mă duc să iau niște mobilă pentru apartamentul nou, că n-am pe ce să-mi pun televizorul ăla bengos pe care mi l-am luat, mi-am luat un televizor tare, tare de tat, că eu sunt dependent de Netflix, da? Bine, sunt dependent de mai multe chestii, bine că nu sunt dependent de păcănele și de cocaină, că hai cu păcănelele, că să zicem că aș rezista, da, cu cocaina cu siguranță n-aș rezista dacă aș începe să consum, pentru că eu nu sunt în stare să rezist în fața unui cârnat, vă dați seama, a unui mic. Da, am mâncat odată mici, la revedere. În următorii 20 de ani am mâncat mici și câteodată am mâncat prea mult, am făcut exces, că asta e viața, sunt dependent de mâncare. Evident, treaba de aia, de cocaină mă feresc, de păcănele mă feresc, am auzit că sunt nasoale, da, și nu te poți abține după aia de la ele. Și întorcându-mă, le-am întrebat, copii, cât credeți că costă o asigurare de locuință pentru o locuință care valorează 50.000 de euro? Și copiii au început să-mi spună, 10%, jumate din sumă, domnul. Adică ei aveau imaginea asta de 5.000, 6.000, 10.000 de euro pe an, dacă vă puteți imagina, o imagine total deformată. Și le-am zis, copii, dacă ar costa între 50 și 100 de euro pe an și ați avea de toate nea, ați fi dispus să mergeți să le spuneți părinților despre treaba asta? Nu se poate, domnul, să coste așa de puțin. Cum, domnul, așa de puțin? Și într-adevăr le-am spus că o primă de asigurare pentru o asigurare de locuință costă între 1 și 2 euro pe an la 1000 de euro asigurată în funcție de ce ai acolo și de compania de la care cumperi. Salutări, Manole, salutări. Roger, salutări. Și a fost fascinat de ideea asta, că sunt foarte ieftine, da? Și odată și materialul era foarte bine pregătit, de cine l-a pregătit, felicitări cine a pregătit materialul, foarte bine pregătit, foarte structurat, adică cred că merită să-l predăm și oamenilor mari, dar dincolo de asta, modul în care pui problema contează foarte, foarte mult, pentru că sigur copiii după aceea, aflând aceste informații, pot să aibă o viață mult mai bună din punct de vedere financiar. Ok, cam asta a fost. Mă duc spre casă, că fac de aici o jumătate de oră, e destul de friguț așa. Mă bucur că mi-am luat tripodul ăsta și că am putut face în picioare. Sper că v-am dat o stare bună.
atenție cu dependențele, deci, deși păcănelele v-am spus că ar putea fi o investiție proastă, nu vă băgați, la poker, da, până la păcănele și poker, vedeți că sunt asigurările de viață, componente investiționale foarte bune, fondurile mutuale care sunt foarte, foarte tari, cu randamente foarte mari, bursulica, iar foarte bună și bursulica. Frate, banii la ciorap, o afacere, poți să investești în afacerea unui prieten, dar să fie un prieten cu expertiză, după cum vă spuneam, să nu vă treziți că rămâneți fără bani și sigur că da, să aveți mare grijă la obiceiurile pe care le aveți, obiceiurile acelea de om care se poate îmbogăți, da, economisirea și pe cât posibil cumpărarea de timp, pentru că asta fac cu oamenii bogați cumpără timp. Iar ceilalți, noi ceilalți, vindem timp, cum fac și eu cursurile mele, îmi vând timpul și, bineînțeles, expertiza. Vă doresc o zi minunată, multă sănătate, mă bucur că ne-am văzut, abia aștept să asculte emisiunea când îi ajunge acasă că n-am cască. Hai, sănătate și voie bună tuturor! Din Parc de aici, Cristi și Dorel, Talmeș Balmeș cu Cristi și Dorel, poate și distribuiți. Plata voastră e să distribuiți. Sănătate!